Bun venit la meditația de seară, tinzând spre desăvârșire. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. După ce a primit credința Evangheliei, următoarea lucrare a credinciosului este să adauge la caracterul său virtutea. Aceasta curăță inima și pregătește mintea pentru primirea cunoștinței lui Dumnezeu. Cunoștința aceasta este temelia oricărei adevărate educații și a oricărei adevărate slujiri. Ea este singura pavăză adevărată împotriva ispitei și ea este singura care poate face pe cineva asemenea lui Dumnezeu în caracter. Niciun dar nu este oprit de la acela care, în mod sincer, dorește să dobândească neprihănirea lui Dumnezeu.